Suceava va avea cel mai probabil ministru al educației. Rectorul USV, Valentin Popa, a fost desemnat de Comitetul Executiv al PSD pentru acest portofoliu, după ce filialei județene Suceava i s-a cerut o propunere. Pentru Valentin Popa, portofoliul este ca și sigur, deși urmează audierile în comisiile reunite ale Camerei și Senatului. Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa. Vă mulțumesc mult, permiteți-mi ca toate întrebările pe care aveți să mi le adresați, precum și miniștilor din cabinetul meu, să le puteți adresa luni după investire. Vă mulțumesc mult! După audierea în comisii, cabinetul Dăncilă va fi supus votului în Parlament luni pe 29 ianuarie. Valentin Popa va fi al doilea ministru sucevean al educației după liberalul Cristiana Domniței și al 26-lea ocupant al fotolului în cei 28 de ani de la Revoluție.